Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Dulcinele. Dacă este prima dată când mă vizitezi, salut, eu sunt Oana și acesta este canalul meu cu rețete de prăjituri și deserturi făcute în casă. Dacă îți place acest video, dă-mi un like și abonează-te pentru că în fiecare săptămână postez o rețetă nouă. Săptămâna trecută am făcut un sondaj în pagina de comunitate și v-am întrebat dacă v-ați dori o rețetă de post sau o rețetă de dulce. Și până la un anumit moment ați vrut de dulce, dar cei care își doreau de post au votat în număr mult mai mare. Așa că astăzi am venit cu o rețetă de post și vă dau în două variante. Un chec cu dovlecel, în care am pus și ciocolată neagră, și un chec cu morcov și nuci. Rețeta este extrem de simplă, este absolut delicioasă și abia aștept să vă arăt cum se face. Așadar, am folosit 3 morcovi și un dovlecel mediu. Morcovul l-am curățat și l-am dat pe răzătoarea foarte, foarte mică. Am folosit 150 de grame de morcov ras. Vă recomand să folosiți răzătoarea manuală și nu robotul de bucătărie, pentru că îl taie mult prea mare și trebuie să fie fină răzătura ca să topească în timpul coacerii. Apoi dovlecelul, 200 de grame de dovlecel ras pe răzătoarea mare. V-aș recomanda, dacă găsiți în supermarket zucchini, este mult mai potrivit pentru această rețetă decât dovlecelul, dar merge foarte bine și cu dovlecel, este foarte, foarte delicios checul. 150 de grame de morcov, 200 de grame de dovlecel, lăsăm deoparte și facem aluatul pentru fiecare chec. Pentru checul cu dovlecel am folosit o băutură din soia, lapte de soia să zicem, îndulcit. Așadar am folosit 120 de ml de lapte de soia, 120 de ml de ulei, 100 de grame de zahăr brun și 50 de grame de zahăr alb. Eu pusesem 100 de grame, dar mi-am dat seama că laptele este îndulcit și nu mai are sens să punem atât de mult zahăr. 150 de grame în total de zahăr este suficient pentru această prăjitură. Puțină sare, am aromatizat cu puțin zahăr vanilat și făina 200 de grame cernută. Am încorporat puțin și apoi punem, eu pun tot timpul scorțișoară în aluaturile în care fac, nu știu, acest gen de, să zicem, carrot cake. Ca și agent de creștere, o linguriță de praf de copt și jumătate de linguriță de bicarbonat. Bicarbonatul trebuie stins cu puțină zeamă de lămâie pentru a se activa mai bine. Am amestecat foarte, foarte bine totul. Apoi am adăugat dovlecelul ras. Și pe lângă dovlecel, ca să-i mai dăm așa un plus de savoare, am adăugat ciocolată neagră. Eu am avut niște picături de ciocolată neagră. Aluatul de chec este gata. L-am pus într-o tavă de copt de 30 pe 10 cm. Cred că avea 6 cm înălțime. Am dat-o cu un spray antilipire, dar puteți folosi puțin ulei pudrat cu făină. Este absolut suficient. Lăsăm deoparte această tavă și ne ocupăm de checul cu morcovi. Folosim aceleași ingrediente cu puține modificări. În loc de lapte de soia am folosit lapte de alune de pădure. Am uitat să vă spun, dacă nu aveți lapte vegetal sau nu știți de unde să puteți cumpăra așa ceva, apă minerală este suficientă, 120 de ml de apă minerală. Pentru acest chec revenim. 120 de ml de lapte vegetal, 120 de ml de ulei, zahăr brun 100 de grame, 100 de grame de zahăr alb, am folosit și puțină sare, iarăși puțină scorțișoară, zahăr vanilat, aceleași cantități ca și la checul anterior. 200 de grame de făină și ea cernută și iarăși am pus o linguriță de praf de copt, jumătate de linguriță de bicarbonat stinsă cu puțină lămâie. Am uitat să vă mai menționez la început că acesta este un tip de chec cu blat umed.
deci va fi destul de moale și multă umiditate la interior. Atât cel cu morcovi, cât și cel cu dovlecel. Am adăugat morcovul ras și pe lângă morcov 100 de grame de nuci pe care le-am tăiat la cuțit. Nu le-am măcinat la râșniță. Am amestecat puțin până s-au amestecat bine toate ingredientele și am pus totul iarăși într-o tavă pe care am spreiat-o puțin cu acel ulei, e un ulei de fapt, da, antilipire. Și ambele checuri le-am dat la cuptor la 180 de grade Celsius fără ventilație timp de 45-50 de minute. Aceasta este rețeta de post pe care vă propun de această dată. Sper să o încercați și sper să-mi spuneți cum v-a ieșit, dacă v-a plăcut. Este o rețetă foarte potrivită pentru cei care țin diete speciale, pentru cei care sunt lactointoleranți sau pentru persoanele care au o sensibilitate la ouă. Este foarte, foarte delicios acest chec, ne-a plăcut extrem de mult și sper să îl încercați și voi. Cam acesta a fost dulcinelul propus astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Ne vedem și pe rețelele de socializare. Mă găsiți pe Facebook ca și Dulciuri ca la Oana Acasă, pe Instagram ca și Oana Dulcinele și până la următorul dulcinel de aici, de pe canalul de YouTube. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc spor în toate. Pupici!